Ceapa, atât de prezentă în toate mâncărurile noastre, atinge prețuri record. Scumpirea energiei și războiul de la graniță au făcut-o să coste între 7 și 13 lei kilogramul în piețe. Totodată, producătorii spun că nu se mai găsește în țara noastră în cantități mari, iar acest fapt a accelerat scumpirea prețului. Ceapa este cea mai consumată legumă. Aceasta a devenit de lux după ce a cunoscut scumpiri în masă în ultimele luni. Anul trecut cumpăram un kilogram de ceapă cu 2 lei, iar anul acesta scoatem din buzunar de la 8 lei în sus, în funcție de posibilități. Cumpărătorii care vin în piața Mircea spun că îi ustură tare rău buzunarul atunci când văd prețurile. Cumpărați ceapă din piață? Păi ce nu mai cumpăr de lui cu carne, domnișoar? Nu mai cumpăr de lui ceapă, pentru că nu-i cu carne, dau încolo de ceapă, că s-a scumpit, de, nu mai pot să zic. De-aia mă și uitam. Nu ai ce să zic, de-aia atât să bag pe ceapă. Mai bine mănânc ceapă verde, care mai ai pus acasă, dar acolo nu. Ar zica niște prețuri de cât te lasă de doi. Prea mare. E mare exagerat, adică, na, și trebuie să trăiască și unii și alții, nu? Așa e, da. Folosiți ceapă des la mâncare? Da, folosesc, sigur, dar eu mă fac și pe la țară. Grădină și sunteți mai avantajate. Da. Scump. E scump. Cât ați dat pe un kilogram? 60 de lei, 6 lei, pardon. 6 lei. Da. Comparativ cu anul trecut? E foarte scump. Scumpă de tot, nu că e scumpă. A devenit un... De la 1,50 lei, dublu. Și ca să te descurci cu o pensie de handicap, foarte greu. Ca să evite prețurile în creștere, mulți mehedințeni spun că au început să cultive legume în grădină. E greu, mamă, că dar ce se face? Că pune, priviește, stropiește, că dacă nu stropiești, o mănâncă viermi în pământ. E greu. A crescut și prețul. A crescut, mamă. Dar eu, spusei, nici nu vând, nici nu o cumpăr. Consum, dar eu consum la... La mâncare. La mancare. Cum e prețul ce pe? Pa nu știu, că eu nu cumpăr, mamă. Nu cumpărați? Nu cumpăr, eu am. Aveți în gână? Acasă, da, acasă. E mai bine când... Da, cultivați. Am, da. Vânzătorii spun că aceste scumpiri sunt cauzate de faptul că în România în acest moment este o mare criză de ceapă. În plus, la valul de scumpiri contribuie și creșterea prețurilor îngrășămintelor, lipsa depozitelor, dar și războiul de la graniță.